Babici, domnul general Radu Teodoru este o prezență constantă și este foarte, foarte cunoscut. Însă pentru pelerinii veniți din București astăzi, vreau să vi-l prezint pe acest mare bărbat, pe acest om destoinic și autor a peste 70-80 de lucrări, nu mai știu câte are în momentul de față, pentru că necontenit scrie și publică, și neconferind pe acolo unde este chemat și ascultat și admirat. Dumnealui are reședința pe Grădiștea, este născut la Ineu, este un ardelean minunat, pe care mănăstirea și fiii duhovnicești îl consideră ca un adevărat părinte, ca un adevărat bunic. Străbunic, nu știu, domnul general, aveți cuvântul. Preprințitele Episcop Dr. Ambrosiu, Episcopul Dumnezeu și Părintele Rău Spiritual, avetul de dumneavoastră, Arhimandritul Mihail Muscariu, care este și duhovnicul meu și care îi cer de pe acumie tale, și nu știu câte camoane are în cărțile sfinte să ne le dea, pentru că intervenția mea e cu totul și cu totul preasfințită, în afară de camoane, și m-ar bate sfinții îngropați aici, că aici au murit zeci și sute și mii de ostași români, și m-ar bate Dumnezeu dacă n-aș spune adevărul. Văd aici mame cu fetițe, veniți mai încoace, drăguțelor, aduceți copiii aici, pentru că ce vă spun eu e cutremurător. Suntem la 4 ani după ce la Strasburg niște anticriști au votat în, hai să fiu politicos, cu niște clerici greci, un super memorandum care se aplică an de an cu o ferocitate îngrozitoare. Care sunt obiectivele? Națiunea, poporul, țara, biserica, copiii, astea sunt cele trei obiective principale ale ofensivei, care are ca termen final anul acesta, pe care îl trăim așa cum îl trăim, cu război bacteriologic, cu asalt la biserică, cu noi întemnițați, ca să nu putem să ne spunem cuvântul, să nu ieșim în stradă și să ne apărăm drepturile, să tăcem, și o minoritate, pentru că noi românii tot timpul suntem unii contra altora, nu stăm pe o creangă doi fără să încercăm să tăiem creanga de sub noi. O minoritate ne conduce cu ce? Cu proprii noștri copii îmbrăcați în uniformă. Este prima dată în istoria românilor când se întâmplă așa ceva. Și acum la concret. 1. Se decințează statul național. 2. Biserica este obligată să nu mai participe la întărirea statului național. Nu se mai acceptă sărbători naționale. Părinți, fiți atenți, mamelor, mărțucesc eu mai greu, am tot mărțucesc. Am avut un accident. Vă văd cu copilicele astea de 3 ani, de 4 ani. Știți ce prevede legea?
educație sexuală la 3 ani. În școli, școala transformată în bordel. Iertați-mă pentru ce spun prea sfințite, dar nu se poate ca un soldat să nu spună adevărul. E prevăzut că am la mine acele documente. Am să le difuzez, am să le trag la cterul ăsta sau așa, și de ziua eroilor vă invit aici, dacă preasfințitul și starețul bisericii și a mănăstirii ne îngăduie să sărbătorim, nu să sărbătorim, să cinstim ziua eroilor. Se interzic sărbătorile naționale. Se desfințează facultățile de teologie, se fac facultăți de filozofie. Se prevede educația sexuală a elevilor în școli cu experiență vizibilă. Să aduc prostituate și să face sex în clasă, ca să se învețe elevii cum să se evolueze în spiritualitatea diabolică a acestor anticriști care au pus mâna pe putere și care ne duc în iad. Eu nu sunt mistic. Sunt un român a cărei familie și-a lăsat oasele de la Plezna, de la Mărășești, în al doilea război mondial. Nu am dreptul, nu mă lasă spiritele strămoșilor și moșilor mei să vă ascund adevărul. Deci, fiți atenți, sunteți puțini aici. Duceți mai departe cuvântul bisericii. Este ultima noastră redută. Este ultima noastră forță spirituală care ne ține uniți. Fără biserică am devenit niște o pleavă pe care o bate vântul politic acolo unde are nevoie și unde vrea. Să plecăm din țară. Forța noastră vitală a plecat. De ce? Pentru că au fost geniali. Ne-au luat baza materială. Nu mai avem unde lucra. Într-o țară bogată, una din cele mai bogate în Europa, nu mai avem, trebuie să întindem mâna la Fondul Monetar Internațional. Mai există pe lumea asta, Dumnezeu nu ne lasă, mai există forțe ale ortodoxiei, există forțe militare, există forțe spirituale. Sunt foarte optimist. Doamne, ajută! Marie, ia, iertați! Vă mulțumim, domnule general. Cum ați spus adeseori, decolați greu, dar și când decolați. Nu mai ați pregătit. Nu mai ați pregătit.